Voi începe prin a vă spune că, într-adevăr, am venit dintr-o altă țară, din zona caspică, din Azerbaidjan, acolo unde avem și ca țară, ca stat, interese foarte mari, pentru că astăzi, dacă vorbim de securitatea energetică a lumii, a Europei și a României, acolo, în zona caspică, vom găsi, între altele, răspunsuri importante. Dar acest lucru mi-a permis, ieri după amiază, după ce am terminat programul oficial, să pot să merg un pic în capitală, în Baku, și să descoper niște lucruri, să văd niște lucruri. Este firesc. E dorința, cred, oricui de a descoperi lucruri noi, lucruri, chestiuni legate de civilizația altor state. Și am descoperit, în ceea ce azerii numesc în capitală partea veche a orașului, am descoperit niște ruine, era un muzeu în aer liber, niște ruine, care, între altele, vorbeau despre istoria acelor locuri. Istoria inclusiv culturală, istoria religioasă. Am descoperit insemne creștine din secolul 6-7, crucea creștină cu niște insemne care făceau referire la o populație care se numea la acel moment albană, albaneză. Nu o legătură cu Albania de astăzi, evident. Se vorba de acei oameni locuitori ai zonelor înalte, de munte, acolo unde creștinismul reușit să se pătrundă în zona caspică. Și am mai descoperit ruinele unei capele ridicată în perioada, spunea ghidul, în care Bartolomeu a mers în acea zonă și a dus cuvântul Domnului Iisus Hristos și creștinismul a prins rădăcini la acel moment. Pentru că vorbeam de Bartolomeu și de acea zonă din Asia, vreau să ajung la ceea ce simt nevoia să spun la început, pentru că în partea a doua să mă refer la țara noastră. Întotdeauna am avut, de când am descoperit cuvântul Domnului și cuvântul Bibliei, întotdeauna am avut așa un sentiment aparte pentru Pavel. Pentru ceea ce a făcut Pavel, de unde a plecat și unde a ajuns și care a fost misiunea care a fost încredințată de Domnul Iisus. Și Pavel, care a circulat, spune Biblia, în părțile de sus ale Asiei, care a dus cuvântul Domnului acolo. Pavel, care spune în epistola lui Pavel către Romani 1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. M-a impresionat foarte mult pentru că din atitudinea lui la origine de a-i prigoni pe creștini, simțind că acei creștini care urmau legea nouă, legea lui Iisus Hristos, greșeau și îi prigonea pentru acest lucru, Saul, care pe drumul Damascului a avut și a simțit și a trecut prin ceea ce a trecut, fiindu-i luată privirea, orbind, și Domnul Iisus adresându-i să și întrebându-l: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și toată viața schimbându-i se după acel moment și mergând și ducând cuvântul Domnului Iisus în diferite locuri, dar mai ales către neamuri, pentru că noi suntem neamuri, nu suntem cei care am provenit, n-am fost iudei, nu suntem cei cărora Domnul Iisus Hristos le-a spus și le-a dus cuvântul. M-a impresionat și spun asta pentru că am încercat să înțeleg și m-am pus și eu, și cum presupun că și noastră vă puneți niște întrebări legate de noi. Legate de noi ca români, legate de noi ca țară, legate de faptul că dacă, pentru cei care călătoresc foarte mult și pot face o comparație, pot să-și pună întrebarea de ce această țară atât de binecuvântată de Dumnezeu, cu tot ceea ce are nevoie, în comparație cu alte zone, alte regiuni, alte țări. O țară care are râuri, are ape, nu suferă de sete. Avem munți, avem păduri, avem bogății naturale, avem tot ce ne trebuie. Și avem și oameni care, cu modestie o spunem, sunt oameni care, cu pregătire mai mare sau mai mică, sunt oameni care au știut să găsească soluții prin înțelepciune sau prin inteligența dată de Dumnezeu, în situații foarte dificile în istoria noastră, și am știut să ducem mai departe neamul ăsta. De ce cu toate astea suntem o țară care parcă batem pasul pe loc? Și suntem o țară care parcă nu reușim să ne desprindem și să progresăm atât de repede și atât de mult cât am vrea,
sau un raport de resursele extraordinare pe care le avem în această țară. Cei care au călătorit știu foarte bine, putem merge în țările arabe, în Asia, în Africa și vedem situații dificile, zone în care există însă progres, aparent cel puțin, și noi aici, având tot ceea ce avem, parcă nu reușim să ne desprindem. Sunt întrebări pe care mi le-am pus, mi le pun, poate vi le puneți și dumneavoastră, și pentru care căutăm răspunsuri și căutăm soluții. Și nu întâmplător vorbesc despre acest lucru și tema este ascultarea de Dumnezeu, soluția pentru România. Și am plecat de la Pavel pentru că a fost foarte interesat citind epistola lui Pavel către romani și văzând ceea ce spune Sfânta Scriptură. Spune mai întâi de faptul că Pavel s-a adresat atât iudeilor cât și celorlalți, grecilor și barbarilor și neamurilor. Și dacă, pe de o parte, Pavel spune că iudeii au întâietate, și spune foarte clar cuvântul de ce au întâietate. Pentru că, mai întâi de toate, lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și de aici pleacă totul. Domnul i-a ales pe ei și i-a iubit atât de mult, în ciuda tuturor greșelilor și păcatelor și neascultărilor pe care le-au avut față de cuvântul Domnului. Și totuși Domnul i-a iubit atât de mult, încât le-a dat ceea ce trebuia să le dea, i-a trecut prin încercări, dar i-a iubit în continuare. Și apropo de politică și de politica externă, asta este foarte important și atunci când discutăm niște lucruri în marile relații internaționale, pentru că vorbim de proces de pace, vorbim de ce se întâmplă între Israel și alte state, este bine să cunoaștem rădăcinile și să înțelegem anumite lucruri, să avem înțelepciunea când discutăm, să punem în prim plan ceea ce trebuie să punem în prim plan. Și Pavel spune, argumentat aici, că și datorită, și în ciuda faptului că necredința lor și faptul că au greșit și nu au respectat ceea ce era de respectat, și cu toate astea, Domnul i-a iubit și acordă întâietate iudeilor. Dar în același timp spune Pavel că iudeii și neamurile sunt la fel. Poate părea un paradox, dar nu este un paradox. Pentru că cuvântul Scripturii spune iarăși foarte clar și începe cu o întrebare. Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit cu toți, fie iudei, fie greci, că sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici măcar unul. Cu toți, până la urmă, suntem oameni supuși greșelilor. Suntem la fel. Și cu toate astea, mergând mai departe, și vorbind de starea de păcat a omenirii, și aici vreau să mă opresc foarte, foarte rapid, vorbind de starea de păcat a omenirii, spune Pavel, fiindcă, vorbind despre iudei, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Domnului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Și tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, și cu asta închei, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire,
de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori. Vă sună cunoscut? Da. E o fotografie atât de fidelă a societății de astăzi și a societății românești, care ne dă răspunsul, poate, cu siguranță nu poate, la întrebările pe care le-am adresat mai devreme. De ce o astfel de țară și un astfel de popor, căruia Dumnezeu, pe de o parte, i-a dat atât de mult, nu e capabil să se desprindă și să treacă altfel, prin toate încercările astea prin care trecem noi. Și problema majoră aici este, de fapt. Spun asta în același timp, gândindu-mă că, într-adevăr, cu toții oamenii suntem la fel. Încă o dată, și iudeii, și neamurile, deși, și asta este cel mai important, am primit soluția salvatoare prin Domnul Iisus. Și am primit-o și am primit neprihănirea prin sacrificiul Său. Și asta face, de fapt, toată diferența. Spune Pavel, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor, nu este și al neamurilor. Da, este și al neamurilor. În lista asta lungă de păcate pe care Pavel o prezintă aici, spune la un moment dat, atunci când vorbește între altele de faptul că se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Lucrurile astea ar trebui să le înțelegem mult mai profund și mult mai bine. Am avut o discuție, acum nu mă pot abține și o să mărturisesc o discuție pe care am avut-o cu unul dintre distinși invitați aici, înainte de a începe această reuniune, spunându-mi de o scrisoare care mi-a fost adresată din partea unor oameni care au suferit. Au suferit în perioada comunistă, în închisorile comuniste, o scrisoare pe care n-am văzut-o, dar o voi vedea, și prin care mi s-a cerut un anumit lucru legat de foștii miniștri de externe ai României, tablourile lor care se regăsesc în sediul Ministerului de Externe, pentru că avem 151 de ani în curând de diplomație modernă a României. Unii miniștri care au fost într-o perioadă comunistă atunci când acești oameni au avut de suferit. Și voi citi scrisoarea și voi încerca să, cu ajutorul Domnului, să găsesc soluția cea mai bună, dacă e să dăm jos niște tablouri de pe zid sau nu. Dar mă gândeam, recitind aici, că nu cunosc calea păcii, atunci când se spune aici, mi-am adus aminte de Richard Wurmbrand, care a avut atât de mult de suferit și închisorile comuniste, la asta ne referim, și cu toate astea a fost atât de iertător prin puterea Domnului. Și poate atunci când vom găsi în țara asta calea păcii între noi în primul rând, atunci țara asta va ști să progreseze cu adevărat. Și vreau să mă întorc ușor, ușor la ceea ce vreau să vă spun. Care este soluția pentru România? Primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost credința în Dumnezeu. Și mi-am dat seama că nu e de ajuns. Pentru că, și aici soția mea avea dreptate, până și cel rău știe foarte bine cine este Domnul și știe de Domnul și știe de Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că ascultă. Credința în Dumnezeu este importantă, dar ascultarea de Dumnezeu este pasul în plus care face diferența. Pentru că nu e așa, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii pentru noi românii. Și atunci, dacă este să punem concluzia pe care eu aș pune-o cel puțin, ar fi că soluția pentru noi, ca națiune și pentru noi ca oameni, ține în primul rând de fiecare dintre noi, de ceea ce facem noi în microcosmosul nostru sau în macrocosmosul care este dat de societate, de relația cu prietenii, cu vecinii, cu rudele, de modul în care ne asumăm cu curaj, și nu este simplu în societatea de astăzi, de a ne asumăm cu curaj în a spune și a afirma cuvântul lui Dumnezeu, în a reprezenta un model. Nu trebuie să fii mare în ierarhie.
trebuie să fii un model acolo, în viața pe care o ai profesională, în viața socială, în relațiile cu cei de lângă tine, pentru că diferența se vede și se simte. Cei care fac acest lucru, da, vor fi atacați, vor fi adesea contestați, dar vor genera în același timp și foarte mare interes și întrebări. De ce acest om este diferit? De ce procedează altfel? De ce atunci când îl ofensez, întoarce și celălalt obraz? De ce îmi oferă răspuns la răutatea mea, bunătate și sprijin și o mână întinsă? Că poate este ceva aici ascuns și pe care eu nu-l cunosc. Pentru că foarte mulți oameni din societatea asta nu știu cuvântul lui Dumnezeu. Nu le-a spus nimeni acest lucru. Nu l-au ascultat cu adevărat. Și contează foarte mult ce facem noi înșine și ce facem noi în mod colectiv, este adevărat. Această discuție total greșită, care apar și în România, nu atât de intens ca în alte părți, soluțiile sunt extrem de simple și ele decurg din modul în care societatea știe să aleagă calea cea bună. E o problemă, să știți, e o problemă serioasă, pentru că în toate aceste decenii de progres material, de societăți confortabile, mai ales în zona vestică, care au avansat într-un confort material, un confort pe care noi, în partea cealaltă a zidului Berlinului, nu l-am avut, au avansat, din păcate, și în alte direcții și au adoptat niște norme, standarde la nivel european, pe care și nou veniții în Uniunea Europeană au trebuit să le accepte dacă au dorit să intre, politic vorbind, în această Uniune Europeană, și ele se referă foarte pe scurt la nediscriminare, la o politică de nediscriminare față de diferitele grupuri minoritare. Și în aceste grupuri minoritare, inclusiv relațiile dintre persoane de același sex. Astăzi, în Europa, e foarte dificil să ridici glasul și veți vedea, și aici, în România, de la intervenția ale ambasadorilor unor state cu greutate, de la ceea ce spun președinți ai marilor state care au trecut recent prin campanii electorale și au câștigat un al doilea mandat și au spus ceea ce au spus și cu toate astea având chiar sprijin din partea unor biserici creștine. Este destul de greu să mergem împotriva unui val, între ghilimele, care s-a creat. Dar trebuie să o facem. Trebuie să o facem pentru că fundamentul nostru, existența noastră, prin voința Domnului și prin voința Domnului nostru Iisus Hristos, este un fundament creștin. Și voința divină ne-a creat într-un anumit fel. Și asta este. Cu cât lupta este mai grea, cu atât merită să o duci mai bine. Astfel încât, încă o dată, subliniind diferența importantă între credința în Dumnezeu, care este atât de importantă, și ascultarea de Dumnezeu, care este fundamentală, voi încheia spunând și amintindu-mi de ceea ce o personalitate publică spunea zilele astea, chiar ieri, nu eram în țară, dar am auzit. Nu-i dau numele, dar o persoană care are acolo un sâmbure în sufletul său, dar care mai are probabil un drum de făcut, Domnul știe cel mai bine cum, spunea că ești mântuit dacă te duci la biserică, dacă ești spovedit și împărtășit. E foarte important să faci lucrurile astea. Dar dacă le faci automat și intri într-un formalism și ai tu încredințare, am fost la biserică, am fost la slujba de înviere, am aprins o lumânare și sunt bine. Și după aia când ies pe poarta bisericii, mă port iarăși ca lumea obișnuită. Nu asta este tot ceea ce este nevoie. Este mult mai mult. Este mult mai mult decât a face doar lucrurile astea și credința și ascultarea de Domnul înseamnă că modelul pe care îl oferi și sus și jos poate să producă rezultate. Pentru că un om cu frica lui Dumnezeu, mai spun o dată, nu fură, nu minte, nu înșală
știe să stea în picioare atunci când sunt foarte multe atacuri nedrepte, incorrecte, trebuie să învețe să întoarcă și celălalt obraz atunci când primește o palmă pe primul obraz, pentru că asta ne-a învățat Domnul Iisus și asta este soluția și pentru noi. Dacă vrem să punem în valoare extraordinarele daruri pe care Domnul ni le-a dat nouă ca popor. Mulțumesc!